Producătorii de lapte din Republica Moldova sunt în criză. Mai întâi, seceta din 2020 a învățat să economisească. Apoi, pandemia i-a pus pe brânci. Războiul le-a făcut să renunțe la multe lucruri, iar mai nou, scumpirile nu le permit nici măcar să-și acopere cheltuielile de producere. Procesatorii își bat joc de ei, cumpărând laptele la un preț mizer. Unii fermieri cedează, alții, cu daune majore, își continuă activitatea. Dar rezistența lor e o chestiune de timp. Firma olandezului Jim Boyd și a soției sale Ana este una dintre cele mai mari din Moldova. Aici cresc peste 500 de animale, de care au grijă 15 angajați. Pe zi, o vacă dă în jur de 24 de litri de lapte. În vremurile bune, cantitatea se ridica la 32 de litri, dar seceta din 2020 a schimbat totul. Problemele au început în lanț. Lucrul acesta deja nu ne mai permitea ca noi să facem un rațion bine echilibrat. De aceea am căutat ajustări. În loc de un produs, puneam, de exemplu, cartofi. Ele foarte mult s-au scumpit. Ca o comparație. Deci, 2 lei și 30 grâul, îl cumpărăm cu 4,50. Porumbul, exact același lucru. Au fost perioade când noi nu găseam porumb și grâu. Scumpirile din ultima vreme nu le permit să revină la alimentația normală a bovinelor. Costurile în fermă au crescut cu 45%. Plătesc dublu pentru motorină, furaje și piese pentru tractoare. E din ce în ce mai greu și cu angajații. Anul acesta nu-și permit să investească niciun ban în dezvoltarea fermei. Să știți că este foarte greu. Sunt foarte mulți producători de lapte care au stopat activitatea și dezvoltarea fermelor. Vorbim la ziua de azi de supraviețuire și nu de o dezvoltare mai departe. Acum, ziua de azi, eu deja m-am zis de toate. Păi târziu, noi dăm plângem, dăm aproape jumătate de an. Până ei se gândesc, dăm pentru mulți fermi și nu mai trebuie, ei s-au lăsat mâinile în jos. Procesatorii de lapte sunt o problemă. Există suspiciuni că între aceștia există înțelegeri tacite vizând prețul pe care îl dictează, un preț mizer care bagă producătorii în faliment. Producerea de lapte la noi în fermă este de 9 lei 35 de bani și prețul pe care noi îl acordăm la procesator este de 7 lei 50. Acum, la moment de față, creșterea prețurilor este brusc, smart, dar prețul la lapte a rămas în urmă. Să luăm în considerație, ca exemplu, motorina acum preț care este, e tot același preț care este în Germania și în Olanda. Lapte în Olanda, în Germania, Franța are un preț aproape de 60 de euro cent și noi stăm aici cu 7 lei 60. Paradoxal, procesatorii nu depind de producători. Se pot descurca și fără ei, utilizând laptele praf. Producătorii însă depind de procesatori. Dacă ei nu le cumpără laptele, producătorii nu au ce face cu el. Dar mai bine spune deschis și zic cum băieți, noi nu avem nevoie de lapte din țară în Moldova. Voi lucrați degeaba, nu trebuie. Atunci noi facem tot, mai ocupăm mai mult cu pământul decât cu vaci, pentru ce atunci noi ne chinim să scoalăm la ora 4 pentru să hrănesc animalele? Numai prin faptul că noi nu suntem, avem un produs ușor alterabil și nu putem să stăm la o masă de negocieri, să producem sau să facem un deficit pentru procesatori, dar procesatorii în procesul lor tehnologic găsesc alternative ca să pună pe masa consumatorului alte produse decât produsul natural de bovine. O altă problemă este că în Moldova nu există specialiști care să îngrijească vacile. Din cauza războiului, specialiștii din Ucraina nu mai pot veni la noi. În plus, suportul din partea statului ajunge prea târziu, ceea ce îi demotivează pe producători. Soluții sunt, se găsesc, dar foarte greu. Animalele trebuie hrănite astăzi. Vreau să vă zic că avem foarte multe datorii, credite. Și continuăm mai departe numai prin prisma faptului că trebuie să ne asumăm responsabilitatea să le întoarcem înapoi. Să vindem? Ce o să facem mai departe?
Noi personal suntem tineri, ce o să facem mai departe? Nu știm asta să o facem. Criza cu care se confruntă producătorii de lapte din Republica Moldova este una de durată. În ultimii 10 ani, producția de lapte a scăzut cu 38% potrivit unui studiu realizat de Agenția de Investiții din Moldova. Numărul vacilor a scăzut de la 154.000 în 2011 la 81.000 în 2020. Doar într-un an, numărul vacilor s-a micșorat cu 16.000 de capete. Gospodăriile țărănești, principalii furnizori de lapte, spun că nu mai are rost să țină animalele, întrucât afacerile de mult nu sunt profitabile și le trimit la abator. Astfel scade și producția de lapte, cu aproximativ 40.000 de tone mai puțin în fiecare an.